În ultima perioadă, Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Vâlcea a verificat modul de comercializare a laptelui crud vândut prin automate. Automate care în județul nostru, în oraș, sunt în număr de patru, deținute de patru operatori economici. Așa cum se știe, laptele crud destinat consumului uman este laptele de consum care nu a fost tratat chimic, termic la peste 40 de grade Celsius sau nu a suferit un alt tratament cu efect echivalent. Laptele crud este un produs care, în mod normal, nu a suferit modificări în ceea ce privește conținutul de grăsime, deci trebuie să aibă un conținut minim de grăsime de 3,5%. Conform ordinului 55 pe 2010, automatele prin care se comercializează acest lapte crud trebuie să conțină o serie de informații în ceea ce privește denumirea produsului, respectiv lapte crud. De asemenea, trebuie trecută data mulgerii, data expirării și data la care produsul a fost alimentat în automatul respectiv.